Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la episodul 74 din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Marius, un individ de 43 de ani, ce credea că își va sărbători ziua de naștere alături de o minoră. Din păcate, pentru el nu a fost să fie și a sărbătorit-o alături de noi, iar ca și cadou i-am oferit o excursie gratuită la secția de poliție. Timp cât nu se află și fata nu zice nimic, e tot. Bună, ce faci? Eu acasă, acum am venit de la muncă. Tu ce faci? Bună, bine, tu? Bună, bună, ce faci? Bine, tu? Eu la o cafea. Să ai poftă. Tu la o napolitană. Câți ani ai? 14, tu? Eu am 42. Mulți înainte. Sunt mare, da, iar eu mică. Sunt cu 28. Da, așa este. Îți convine? Ce anume? Așa. Nu înțeleg. Ca prieten. Spune ce vrei să spui că nu înțeleg. Să vorbim. Ca prieten. A, ok. Îmi face plăcere. Eu sunt din București. Și eu. În ce zonă stai? Sectorul 6. Militari. Eu 4. Pe unde? Timpuri noi. Aproape. Relativ. Da. Cu metrou 20 de minute. Ai o poză? Adică. Așa, dacă vrei. Nu înțeleg ce vrei să spui. Așa pentru mine, zic. Adică vrei să-ți trimit o poză? Da, dragă. Păi de ce nu spui direct? Că nu ghicezi la ce gândești tu. Da, am înțeles. Dacă vrei. De ce vrei o poză cu mine? Să te văd. Ai la profil dacă vrei. Da, ești drăguță. Mersi. Cu timpul poate ne vedem pe cameră. De ce? Să ne vedem. De ce? Este altceva pe cameră decât scris. De văzut omul se vede față în față. Și pe cameră. Eu nu vorbesc cu nimeni pe cameră. De ce? De ce să vorbesc? Așa. Nu. Am înțeles. Stai în pas aici pe afară. Este frumos afară? Cred că era afirmație. Este frumos afară. Știu. De plimbat. Da. Eu am ieșit pe afară. În casă m-am plictisit. Ok. Da, vorbim. Pup. Pa. Ce faci? Bine. Ce faci, dragă? Eu acasă. Tu ce mai zici? Mă plimb. Eu acasă. Tu? Îmi placi. Dai numărul tău de telefon? Noapte bună. Pup. Nu vorbești? Noapte bună. Bună. Ce faci? Eu am ieșit de la muncă. Tu? Ce faci? Scuze că te deranjez. Ok, nu te mai deranjez. Bine, tu? Eu acasă. Acum am ieșit din baie. Am făcut un duș. Foarte bine. Tu ce faci, dragă? Ai fost afară? Îmi placi. Da? Cum așa? Ce? Asta. Bună, ce faci, dragă? Bună, bine, tu? Eu acasă, de la muncă. Bună, ce faci, dragă? Ce mai zici? Mai nimic, tu? Bună, ce faci? Bine, tu? Eu acasă, mă uit la TV, tu? Bine, acasă. Ai fost la școală? Da. Bravo, ce clasă ești, dragă? A 8-a. Au. Ce? Ai 14 ani? Da, mă. Oule, are 14 ani. Bravo, să înveți bine. Mersi. Eu sunt mare pentru tine, dragă. Da, așa este. Tu câți ani ai? 42, dragă. Mulți înainte. Și ție la fel. Îmi placi, dar ești mică. Asta este. Dar ce anume îți place? Că ești drăguță, jur. Mersi. Dar pe bune, știi cum este? Eu poate vreau ceva, știi ce zic? Nu știu. Adică dragoste, zic. Fii mi-ar scârbă. Adică, să ne unim, că sunt oameni mari, zic. Nu înțeleg. Adică sex, zic, dragă. Asta vrei de la mine? Zic și eu, cu timpul. Ești mică. Ai făcut-o până acum? Nu. Bravo. Mersi. Este frumos, dar mai bine. Cine? Adică plăcerea. Nu înțeleg ce spui, jur că nici eu nu înțeleg ce spune. Te simți bine, dar, adică să faci, dar tu știi că ești mică. Ce vrei de la mine? Nimic, de ce? Că nu înțeleg ce vrei să-mi comunici. Poate cu timpul ne vedem. Ok, ca să ce? Să vorbim, nu te gândi la prostii. Ai vrea? Bună, ce faci frumos, eu de la muncă. Dar îți face plăcere să vorbim? Îmi placi. Cum adică? Pe Facebook, zic, ce faci? Ai fost afară? Da. Bună, ce faci, dragă? Bună, bine, tu? Eu pe afară, tu, iubita? Am fost și eu. Au, ce faci? Acum la somn. Bună, ce faci, dragă? Bine, tu? Eu de la muncă, tu? Tu frumoasă? Mamă, vedeți cum e viața? Bună, ce faci, dragă? De la muncă. Bine, acasă? Eu la muncă, dragă. Bun. Da, până la 6. Mai am o oră și plec. Ce faci frumoasă? Bine, tu? Acum beau o cafea de la muncă. Tu, dragă? Vrei sâmbătă să ne vedem față în față? Iubi, dacă vrei, dar eu sunt mare în vârstă. Dacă vrei, ne întâlnim. Când vrei? Îmi placi, dar ești mică pentru mine, jur. Cu ce scop să ne întâlnim și în ce scop mă placi? Bună, ce mai zici? Ce mai zici frumoasă? Ești ok? Bine, tu? Eu pe afară la o cafea. Tu? Acasă. Eu la o cafea. Ești în vacanță? Tu ce mai zici? Altceva. Ești ok? Tu? Ai nevoie de ceva? Te ajut? Da, sunt ok. Cu ce să mă ajuți? Dacă ai nevoie de bani, sună pe telefon. Așa?
număr de telefon. Ok, dar nu am nevoie de bani. Zic așa să mă sun dacă îți face plăcere. Păi nu prea știu ce să vorbesc cu tine, deci nu am să sun. Dă-mi numărul tău de telefon. De ce? Te sun, așa să stăm de vorbă dacă vrei. Păi putem sta de vorbă și aici. Asta ziceam, dacă vrei să vorbim la telefon sau pe cameră, dacă vrei, da vrei, sună-mă când ai timp. Nu. De ce? Ai ieșit afară, dragă? Dacă vrei, nu vorbim, dragă, dacă îți place, poză cu el. Ce faci? Bine, tu? Bună, ce faci? Eu de la muncă, tu? Stăteam cu o prietenă, bravo, tu? Eu la muncă. Ce muncești? Ce ai mai făcut? La spălătoria auto muncesc. Am lucrat la un proiect cu o prietenă, bravo. Ah, ok. Este frumos afară, ok, vorbim, pup. Da, bine, pa. Bună, ce faci, dragă? Bună, bine, tu ce faci? Eu pe afară, fain, este frumos, este frumos, tu? Acasă, poză cu el, cu niște prieteni, stai în pat? Da, fă-ți și tu o poză, nu. Ei, ce mai zici? Ai terminat ăla? Dragă, ce aș vrea să fiu cu tine în pat? Da, ai vrea și tu? Bună, ce faci, dormi? Atunci da, dormeam. Ce faci, dragă? Bine, tu? Ce mai zici? Eu în 10 minute ies de la muncă, tu ce faci? Bună, bine, tu? Eu pe afară, tu, dragă? Acasă. Așa de vreme? Da. Aș vrea să ieșim la o cafea. Foarte bine, să ai poftă. Cu tine, nu singur. Vrei, dragă? A, nu știu. Vrei? Eu da, nu știu. De ce vrei să ne întâlnim? Să ne cunoaștem dacă vrei. Păi vorbim aici deja, cum să ne cunoaștem altfel? Față în față, bem un suc. Despre ce vrei să vorbim? Așa să vorbim dacă vrei, dacă îți face plăcerea. Putem vorbi și aici, că și așa am scris, iar eu îți răspund. Îmi placi, adică, eu nu dă la să profit. Explică, de sex, nu, jur, explică. Dacă vrei, facem, nu fără acordul tău. Jur, ce? Dacă vrei să facem dragoste, dacă nu, nu insist. Tu ce vrei de la mine? Doar amici dacă vrei să facem dragoste, da? Dacă nu, aștept, nu insist, dragă, ok. Vrei, dragă? Dragă, nu insist. Eu vreau să te cunosc. Ce să vreau? Să ne vedem, dacă vrei, duminică. Poate. Unde vrei să mergem? Unde vrei tu? Tu unde vrei? În parc. Care? De pe la tine, unde vrei? În ce parc vrei tu? La Cismigiu sau care? Dacă vrei, dacă vrei, nu te oblig. Nu știu, vedem. Dacă vrei, dragă, duminică. Cred că da. Să-mi dai număr de telefon. De ce? Te sun eu duminică. Îmi poți lăsa un mesaj că poate mă răzgândesc. Jur, nu sun. Ai numărul meu tu. Realizez că poți să scriu și aici, da? Sun tu, dragă. Pentru? N-ai credit, iubi, trimi dacă n-ai. Sună tu duminică dacă vrei. Să-mi spui, dragă. Da, iubi, să-mi iau liber, zic de la muncă. Nu știu acum. Iubi, de ce îmi spui iubi? Dragă, e, spune. În ce parc mergem, dragă? Nu știu, nici nu știu dacă ne vedem. Tu decizi, nu sunt de la jur. De care? Cu așa la TV. Nu știu, jur. Ferească Dumnezeu, jur. Ce spui acolo? Vreau să te văd, jur. De ce? Dacă vrei, mergem unde vrei, dragă. Vrei să ieșim? Altă poză cu el. Sunt la o cafea. Dacă vrei, ne vedem duminică, jur. Nu am mașină, vin cu metrou dacă îți face plăcere să știu dacă mi-au liber. Ok, nu vreau să te deranjez, deci nu. Îmi promiți? Zim, dragă, jur că nu sunt ca alții. Vrei? Jur. Dacă vrei, nu forțez. Îți plac în poză? De ce întrebi asta? Așa zic, iubi. Poză iar cu el. Dacă vrei, dacă îți place, iubi, vii. Duminică este și ziua mea. Fac 43. La mulți ani. Eu 14. Știu. Vreau cu tine să mergem duminică. Mergem la Mac de ziua mea dacă vrei. Știu. Dacă vrei, dragă, nu știu ce să zic. Nu forțez, dacă îți face plăcere. Mă mai gândesc, nu forțez, iubi. Dacă vrei, cum vrei tu, dragă. Eu aș vrea, tu spune să iau liber, duminică, să știu, dragă. Dar sincer, să știu, dragă. Ok, ia-ți, ce? Vrei duminică, dragă? Zi, iubi, da, zi, dragă. Zi, iubi, ești acasă, iubi, dacă vrei, iubi. Îmi dai pe cameră să vorbim dacă vrei, dragă. Poză cu el. Vrei să-ți arăt când fac un duș la baie, îl frec, vrei, iubi? Zi, iubi, ce? Sunt în duș, dar să văd părinții? Semnul întrebării. Ce vorbesc? Ce vorbesc? Sau ce vorbești? ND în parc, iubi. Nu înțeleg ce vrei să spui. Ne vedem, iubi, duminică, zic. Ok. Ok, bine, ne vedem duminică. Vrei sigur, iubi? Ce să vreau? Să ne vedem? Ca să ce? Dacă îți face plăcerea, ce să-mi facă plăcere? Să ne vedem? Ca să ce? În scopul a ce să ne vedem? Dacă nu vrei, asta este. Am zis că e ok, dar vreau să știu ce așteptări ai tu de la vederea asta. Dar vrei duminică? Ok. Sigur, să-mi iau liber. Ne vedem. Sigur, sigur. Unde? În ce parc? Tineretului? Vii singură, iubi? Zi. Dar cu cine? Mai știu eu cu cine, poate cu prieteni. De ce? Așa zic și eu. Îmi juri că vii singură? De ce ți-e așa teamă? Că dacă nu vrei să ne vedem, e ok. Vin, da, îmi placi. Dacă vrei, da, ce faci, da, poză cu el. Îți place? Mă duc să mă bărbiresc. Ce faci? E singură? În cameră? Nu vorbești? Da. Ce faci? Bine. Vrei duminică? Mă mai bați mult la cap, am zis deja odată. Îți arăt în baie ce fac? Vrei? Fă ce vrei și nu mă mai bate la cap, că indiferent de ce zic, eu faci ce vrei. Îți dau poza, dragă? Ok. Acum vrei, ți-o trimit? Vrei? Îți place? Nu. Ce faci? Bună, ce faci? Dormi? Ai văzut? Ce mai zici, dragă? Eu mă uit pe AMC, pe TV. Tu, dacă vrei,
îmi face plăcere. Ia mă pe Minimax. Ți-a plăcut ce ți-am trimis, dragă? Ai treabă, dragă? Nu mai vorbești? Mă prinsese un serial. Eu am notificările închise. Bună, ce faci, dragă? Bine, tu, eu pe afară, tu acasă. Te-ai culcat de vremea seară? Am avut episoade. Ce episoade? De somn. Este bine așa. Da, m-am uitat și la un serial. M-ai visat? Nu. Și mai bine. Când ne vedem, mă pupi, poftim? Pe obraz, când ne vedem. Ce vrei de ziua ta? Un pupic atât. Atât? Ok. De ce? Păi dacă e ziua ta, vrei și altceva? Păi tu ce vrei, că e ziua ta, nu a mea? Dragoste. Dacă vrei. Ce să vreau? Dragoste. Tu vrei? Eu da, tu. Dar nu te deranjează vârsta mea? Și că na, nu am mai făcut asta până acum. Dacă vrei. Tu ce sfat îmi dai? Tu știi mai bine. Păi nu știu, de asta te întreb. Dacă vrei să vezi cum este, tu ce sfat îmi dai? Tu decizi, ok. Dacă vrei să vezi cum este, am glumit, dragă, cu sex sau dragoste, ce ai făcut, iubi, este mișto, ce faci acum, nu pot și eu, am o fetiță de 11 ani, faci așa ceva, juri, ești mică, mă uit la altele de 13 ani și fac așa ceva, stai că aici s-a răzgândit. Ce faci, vrei să ne vedem după ce a trimis poze cu penisul? Cred că se masturbase și s-a liniștit. Vrei să ne vedem dacă vrei? Am plecat de la muncă, îmi face plăcere să vorbesc cu tine. Zi, dragă, dacă vrei să ne vedem, dragă, dacă vrei să ne cunoaștem. Poză cu el, doar că am barbă. Zi, vrei, nu te oblig. Dacă vrei, ca să știu, dacă vrei, nu te oblig, dragă, spune ceva. Dacă vrei, nu mă duc la somn, dacă îți face plăcere. Vrei să facem dragoste, nu minți. Eu da, tu dăm răspunsul. Să mergem în parc, dacă vrei, nu te oblig. Ce faci, vrei? Ce faci, dormi? Eu în casă, nu mai vorbești? Dormeam. Da, mi-am dat seama. Să mor tu că ți-ai dat seama. Acum ce faci? Eu în pat am răcit. Tu, dragă? Bine, acasă. Ce mai zici? Nimic. Mi-e dor de tine, jur. Dormi? Vrei mâine să facem dragoste? Ah, gata. Ai trecut de la faptul că ai o fată de 11 ani, nenorocitule? Ești de acord? Sincer, spune, dragă, dacă vrei. Nu vorbești? Dacă vrei, nu vorbești? Dragă, atunci nu mai vorbim dacă nu vrei să vorbim. Eram prin casă. Am înțeles. Vrei? Ce? Să facem mâine dragoste? Dacă vrei, tu ce vrei? Să facem. Dacă vrei, tu. Tu decizi. Nu ai soție? Nu, sunt singur. Trăiesc ca o fiță de 11 anișori, dar stă la măsa. Dacă vrei, ok. Vrei să facem dragoste? Dacă tu vrei și nu te deranjează vârsta mea, e ok și din partea mea. Vrei sigur să facem? Ok. Nu, e bine așa? Cum vrei tu, dragă? Atât de tare m-ai bătut la cap, deci ne vedem sau nu mâine? Da, vrei? Măta, eu pe tine te întreb. Da, unde? Unde vrei? Unde vrei tu? Pe lună? Au, tu stai la timpuri noi. Da, unde ne vedem? În tineretul impar. Gata, că... Gata, gata. Gata, că ce se mai întâmplă ceva, mă uit o secundă să văd dacă mai e ceva în mesajele astea. A, mai mi-a trimis o poză cu penisul. Îți place, dragă? Ți-a plăcut? Mâine la 17, ok? 17:30 chiar. Ți-a plăcut ce ți-am trimis, dragă? Îți spun mâine. Adică, vii singură? Da, mă. Unde, la metrou? Ne vedem? Vii în parc sau unde vrei să stăm? Că e ziua ta, tu m-ai invitat. Unde vrei tu? Ok. Ok, pup jos. Vrei? La păsărică? Da, ce mai zici? Fă și tu o poză ca să știu cum arăți, dragă. Vezi la profil. Că e noapte și nu se fac poze faine. Nu ai, dragă, jur. Ești atât de pisălog. Au, tu vrei? Ce? Să ne vedem? Eu da, jur. Încep să cred că nu ne vom mai vedea mâine. Ba da, jur, eu am 43. Eu 14. Știu, îți convine? Dar ție? Să facem o relație. Zi, tu vrei? Da. Cam asta în mare parte și... Mamă, ce obositor. M-a obosit să citesc conversația. Haideți să dăm drumul să-l cunoaștem pe Marius, spălător auto. Pe spălător auto? Da, spălător auto, care a venit să se întâlnească cu o minoră de 14 ani de ziua lui de naștere. Auzi, uite, am o problemă. M-am întâlnit cu o fată de 14 ani. Vine justiția. Dar ce pe pedofil? Pedofilul! Vine justiția ca să facă treaba. Vine justiția de vinde cu fata. Poți să bei apă liniștit? Bună ziua! Stați că turez prea tare. Mergem după Marius, 43 de ani, este ziua lui astăzi, o să-i cântăm la mulți ani, la mulți ani, și a de le di da, da. Cadou frumos, ziua lui. Da, trec la poliție. La cât ajunge? A ajuns, omul nostru e acolo de vreo 20 de minute. Foarte nerăbdător. Uite, cred că e chiar ăla de stă ascuns, te l-am recunoscut. Bă, da, îți dai seama, după ăla în tricou alb, vezi? Bă, sunt prea bun, mă. Sunt prea bun cum îi ochesc. Ăla e. Hai să nu ies în evidență, mă, stau în spate, ascuns. În alb. În alb. Copacul ăla, singur. Lângă copacul ăla, singur. Doamne. Ia ce, că a scris? Mai ai? 10 minute. 5 minute. 6 minute. Ok, așa, acolo. More or less. More or less, da.
Păcat că n-am avut timp să-l mișcă un coif sau un balon, dar asta este. Sau un tor cu poza lui Prădător, pe care scrie la mulți ani Prădător. Uite-l. Ăla-i. Aoleu. Hai, mă. Domnule, de ce mă filmezi? Te zici ce-i puțin la pe ce ai în frunte? Ha, ha, ha! Da, eu la trebuie să stăm fundat. Bună! Ar trebui undeva un pic să fie un Bine, cred că m-am bucurat că am terminat școala. Vacanța. Mare școală. Am avut mai multe vacanțe. O zi normală prin Berceni. Vezi pe justițiarul că prinde un pedofil. Nu mai... Efectiv, adică... It's a common thing acum. Da, parcă nu-mi pare rău așa. Parcă nu-mi pare rău așa de cum așa. Încet, încet, încet. Da. Ce-ai băut bere sau ce vreau să... O bere am băut. Ce simte asta? Nu prea sunt eu fan băutură. O bere am băut. Te deranjează acum? Nu, nu știu. E ok. Dar ce vă place vă băieților bere? Acum dau apă. Doar o bere așa. Pe căldură. Ce mai care e viața ta? Dar unde stai? Stai de parte de aici? Nu, dar ideea este că eu cu stau de lângă timpul de noi și cineratele, mi-e destul de mult să vin pe jos. Am măcar un 10-15 minute. Păi de aceea sunt cineratele, când stau aici, da. Stau timpul de noi, de-aia nu știu nimic. Și mai mult eu durează chestia asta, plus că eu continuu la Înțelegi? De-aia zic eu. Că unde e? Eu am plecat de la muncă mai devreme. Oh. Adică am fugit. E anunțat, nu? Da. Da, eu le-am dat manevră, de-aia mă întorc repede. Da. Nu mă răspunde, lăsă, nu-și creadă că ai fugit. Este cu fata ta acum. Ești ok. Ești ok. Bună ziua, domnule Marius. Mâncare. Ce faci, estimate domn?
Sunt Alexandru Constantache, colegul meu Alex Preda, suntem de la proiectul Justițiarul de Berceni. V-ați întâlnit cu o minoră de 14 ani în vederea întreținerii de raporturi sexuale? Nu am făcut nimic. Încă. Exact. Nimic. Ne țineam să bem un suc și după aia eu plecam acasă. Da, am nu. Copil, am spus, știu că aveți, nu funcționează așa, din păcate. Ați venit să vă întâlniți cu o minoră de 14 ani, să întrețineți raporturi sexuale, avem toată conversația. Deci vă rog frumos să pornim de la premisa că știu totul și să nu ne mințim pe față. Da, spune-mă. Ce faceți aici? Uite, a, stați cu camerele, cu... Da, sunteți înregistrat audio-video. Nu, stați pe loc, vreau frumos, Paul. Poliția a fost anunțată, stați pe loc, avem toate datele dumneavoastră, adică nu. Nu. Stați pe loc. Că n-am pățit nimic. Stați pe loc. Stați pe loc. Nu am făcut nimic, nu... Da. De ce v-ați întâlnit cu o minoră de 14 ani, din moment ce dumneavoastră aveți o fată de 11 ani? Păi, asta de vorbă cu... Despre ce? Dânsă. Și mergeam în sus și după aia plecam acasă. Despre ce? Asta este un microfon. Asta e un microfon. Nu, vă rog frumos, nu cu de-astea. Nu cu de-astea ce? Deja ați încălcat legea, ați comis o infracțiune, ați încercat să raculați o minoră. Cum să raculați o minoră? Vă rog mesajele? Păi nu, dar n-am raculat nici o minoră. Cum? Și pozele astea cu penisul dumneavoastră de mi le-ați trimis, ce sunt? Nu, spun, n-am... Ia uitați. Stați așa. Ăsta nu este penisul dumneavoastră aici? Păi da, dar nu... Da, nu? Și ăsta aici? Să vină poliția, să vină. Să vină. Anunță secția pe aici, Petru, frumos. Dar nu că... O să mi-a prins o țigară? Dar prindeți-vă liniștit o țigară, să nici nu se întâmplă nimic, să fiți în siguranță, am să vă rog să opriți telefoanele, iată că v-ați făcut un story, gata. Poți să-mi spui ce s-a întâmplat, ce discuție ați avut pe drum? Unde bem, să stăm mai liniștiți, să ne plimbăm, școală, nevastă, divorțuri. Am vorbit, mi-a zis de nevastă. Vorbește tu, Bel, mi-a zis de nevastă. I-a spus de nevasta noastră? Nu. Sunteți divorțat? Pe asta vorbeam. Sunteți divorțat? Da. Pe asta vorbeam. Și despre fata lui, dar azi nu-i voi acum. Da, ia. Vorbeam. Ce, n-am vorbit pe drum? Nu a fost nimic. Adică nu am făcut nimic, cum se zice. Eu am înțeles, dar știți, că legea pedepsește și tentativa asta. Eu m-am întâlnit cu ea și cum i-am zis că? Și ea când mi-a trimis aseară că e ziua ta, e să mergi. A, apropo, la mulți ani, că aveți 43 de ani astăzi, mersi, să fiți sănătos. Și dumneavoastră la fel și la familia dumneavoastră la fel. Cred că e secția 16, și... suntem în spate la orășel. Și aia să ieșim... Intrarea urcușului. Și a ieșit să ieșim la un suc. Că e ziua ta, așa, și m-am întâlnit, uite, am venit de la știm totul. Acolo și am venit ca să ne întâlnim, dar nu că, dalea, mergem la un suc, mergem, ai văzut că ți-am zis, mergem la cafea. Și pentru ce ați trimis poză cu organul genital și toate chemările, invitările, să fim împreună, și nu știu ce. Facebook, sunt multe, dar... Da, dar e o fată de vârsta fiicei dumneavoastră. Știu ce spuneți, dar zic că ți-am zis, dacă adică puteam să de la început, racularea de minori. Cum stai aici? Dar nu, niciodată. Racolarea de minori este a atrage persoana către. Așa ceva. Atunci de ce mesajele acelea? Că cum? Dacă era la avem aici mesajul nostru, vrei să facem dragoste. Și mi-a zis, da, și după aia am râs. Am dat dale. Sau sunt șterse? Nu, aveți niciun râs. Că la mine sunt șterse. Vrei să facem cum vrei tu, dragă, dar vrei? Da, și după aia s-a șters. Păi, după aia am râs. După aia am râs. Am râs și după aia am zis cum. Să facem mâine dragoste dacă vrei. Și am râs. Ia dați acolo. Nu e niciun râs. Vrei să facem mâine dragoste? Înseamnă că s-a șters de acolo. S-a șters. Păi arătați-mi dumneavoastră. Păi eu le șterg direct. A, le ștergeți direct dumneavoastră. Înțelegeți? Am înțeles. Am râs și nu știu ce, după aia râs și ea. După aia râs și ea și alea nu i-am râs. Nu. Zi, vrei, nu te oblig dacă vrei ca să știu, dacă vrei, nu te oblig. Și după aia, am râs în... Înseamnă că l-a șters pe alea. Cum? Păi, cum? Le-a șters că am râs și am zis că nu, că am o fică de 11 ani, tu ai 14 ani. Păi da, și după aia ați continuat iar. Și tu, păi da, dar așa, cum, ați zis-o, de iar ați continuat. Da, și după aia de așa. Și după aia ați trimit poză cu penisul, după ce a spus că ați glumit. Că a zis că ok, a zis că ok, trimite. Nu a zis nimeni, ok, trimite. Înseamnă că stai șters. Păi, uitați. Da, ia de. Îți dau poză dragă, ok. Acum, vrei? Da, și a ok. Ce-o trimit, vrei? Și nu v-a răspuns nimeni. Și a trimis, s-a șters, nu? Și dumneavoastră a șters conversația. Și eu, dacă, adică nu veneam, a zis că e ziua ta, să mergem la un suc. Nu altceva, dar nu mai am filmat, te rugă frumos. Păi sunt la secția 16, da, pentru domnul. Înțeleg? Și... Da, legat de filmat, sunteți pe domeniul public, am tot dreptul să vă filmez și este pentru siguranța dumneavoastră și pentru siguranța mea. Să nu spuneți că v-am lovit, să nu spun eu taia că m-ați lovit. Eu niciodată nu...
Acum o să vină poliția și o să... Da, nu e nicio problemă. O vin să explicați și... acolo tot ce s-a întâmplat. Da, și tot ce se întâmplă, tot ce... Eu nu mă feresc, nu am nicio vină, nu am nicio... Adică n-am... Dar cum v-a simțit ca... O relație. Cum v-a simțit ca un individ de vârsta dumneavoastră să iasă cu fica dumneavoastră de 11 ani la un suc? Păi nu! Dar cum v-a simțit? Haideți! Nu ați înțeles. Nu. Dați-vă așa. Are loc. Cum v-ați simțit dumneavoastră ca fica dumneavoastră? Nu am făcut niciodată, nicio... cu nimeni, niciuna. Ați venit și băut. Eu în acest moment sunteți băut. Da, am băut o bere. Că am explicat, am zis o bere și de acum se iau apă. Nu mai filmat, te rog eu frumos. Și asta e, n-am făcut nimic, dar nu mai trebuia... Păi nu ați făcut nimic, că am venit noi, că am intervenit noi, păi da. Păi nu, păi și dacă veneam, cum puteam pe stradă, sau ce? Păi, probabil voia să mergeți la ea acasă sau duceți la noastră unde? Acasă. Sau poate nu acum, dar data viitoare. Adică înțelegem unde? Cum funcționează. Nu, ascultă la mine. Cu un individ care trimite... Băiam o cola. Așa. O cola și eu plecam. Uh-huh. Și ca să chemați o fată de 14 ani la cola, ai trimite poză cu penisul. Păi n-am chemat-o la mine acasă. Dom'le, de ce ați trimis poze cu penisul? Nu, tu n-am atât. N-am eu am chemat-o acasă. De ce ați trimis poză cu penisul? N-am chemat-o acasă. N-am făcut nimic. Dom'le, de ce ați trimis poză cu penisul? Femeia este ok. Că v-a zis ok, nu v-a zis ok să trimiteți poză cu penisul. A spus, vrei să-ți trimit o poză? Da, frate, a spus ok. Poliția și asta ce mai... Deci vă încurcați... Da, nu e asta. Da, nu e asta. Zic eu, că n-am făcut nimic, n-am dosare, n-am nimic, n-am cu pedofilie, pentru cu, toate cu un început. Pedofilie, cu nimic, nu am, cu nimic, nimic. Cum era să aveți, să vedeți la fata dumneavoastră că primește mesaje de genul în telefon? Nu i-aș fi dat bloc individului, nu i-aș fi zis ceva? Păi am văzut cu 18 ani care vorbește. Da, da, pe mesajele tableta. De genul. Nu? Păi și ați vrea fata dumneavoastră să se vadă cu unul de 43 de ani? Nu, pe ce zi, nu, dar spun așa. Dar dumneavoastră sunteți mai special, puteți cu o fată de 14 ani. Nu, sunt eu. Frate, eu am venit, am băut-o și după aia eu plecam înapoi. A, băut o bere, apropo. Da, am văzut, adică se miroase. Adică am băut o bere și mă întorc înapoi. Cum stai aici? Acum, beam o cola, că de-aia am zis, unde mergem la cafenea aici sau... Uh-huh. Ce-ai zis așa? Să mergem la cafenea? Da. Și după da. Aia plecam. Adică stăteam 10 minute, beam o cola alea și după aia plecam, eu nu mai stăteam. Am înțeles, da. Că v-ați răzgândit să mai faceți dragoste cu ea, să înțeleg. Nu, n-are nicio treabă dragostea, frate. Da. Poți mai ajută frumos să-mi ții cum e camera asta? Dacă tu stai aici, mersi. N-are nicio legătură una cu alta. Păi cum, domne, că asta i-a spus în mesaje, să ne întâlnim, să facem dragoste. Ascultă la mine că n-are nicio legătură una cu alta. Ascultă la mine. Și eu plecam, eu nu stăteam. Beam acolo și plecam. Vreau să te văd, jur, dacă vrei mergem unde vrei, dragă, vrei. Păi, eu tocmai mă gândeam, mamă, cum să mă întorc înapoi, pe ce parte să mă întorc înapoi la... Vrei să-ți arăt când fac un duș la baie, îl frec. Dar vreau sunt tale, știu că... Aveți vreo scuze pentru astea? Da, astea nu sunt, după aia sunt, da, ok, și după aia am cheam. Și de când n-am mai vorbit, două zile n-am mai vorbit deloc, după aia, pe... Nu, zic, două, trei zile n-am mai vorbit deloc. Nu sunt pedofil, nu sunt... Îmi juri că vii singură? Adică erați și stresat să-mi vină cu cineva dacă venea cu tatăl ei. Da, frate. Camera, da. Se mai strigă așa. Nu filma, frate, că poate dă la altceva în alea, alea. Da. Cum ar fi gen, acum se uite toată lumea. Cum trece. Astea, nu... Că n-ai cum, nu acuzații, nu... N-am... făcut, n-am comis. Nu trebuie să o comiteți. Legea ne ajută de indivizi ca dumneavoastră și da, la tentativele astea. Dar eu nu am comis-o ce când. Te-ai întâlnit cum stai aici, beam un suc și după aia mă duceam acasă. Adică... Adică mă duceam acasă. Am fost să fie 14, mă trebuie să fie 16, mă. Stai că îți dau numărul de la central. Ia, prea, dar vorbește tu cu domnul, te rog. Care a fost scuza până acum? Că nu făcea nimic, bea doar o cola. Am înțeles, păi da, dar n-ai păi că... este. Ce vârstă aveți? Eu 40, dar nu contează vârstă. Înainte. Mersi, ți-e la fel. Dă-n start, nu sunt frumos, n-avea ce căuta aici. Dă-n start. Păi de ce? Păi tu că n-avea ce căuta aici. Păi am mai fost. Ați mai fost? A, mai rău. Nu, zic că am fost, zic... M-am întâlnit cu una, avea 37 de ani. Dar scuza asta cu cola, mai schimbați-o, nu mergea și Sprite. Nu, vreau o cafea. Nu contează cola, cafea, Sprite, asta sunt irelevante, sunt nu, detalii. Cum a zis, nu, cum a zis. E vorba de vârstă. Da, vezi că ceva? Eu i-am zis direct, hai în față, acolo cafele.
și anuncă știu pe undeva pe aici. Eu vă înțeleg, dar vrea să vă oprim acolo în fața la cafenea, să fie efectiv la treaba dumneavoastră? Nu, zic că vrea să beau cafea. Tot de nou, tot de nou simți, v-am luat. Eu nu stăteam, eu nu... De ce ați vrut să mergeți într-un loc fără multă lume? Ați spus că nu vreți să fie recunoscută de părinți, fie copii... Dar același motiv pentru care să trimesc poze cu organul genital. Nu, am zis că sunt întrebat de pe tine. Că eu beam cafea și plecam. Pe care era problema dacă doar beam cafea și plecam? Păi, poate te vedea cineva. Păi doar dacă eram la pata, care era problema? Doamne, bine, nu așa funcționează treaba. Dar eu, nu, dacă era, adică ziceam, hai să ne întâlnim undeva mai aproape. Bun, și de la, și de la bea o cafea la poze cu organul genital eu și tot felul de... Eu sunt pedofil, nu sunt... N-am pe nimeni, de-ale mici, îți arăt Facebook-ul dacă primi. Asta sunt ghinele va pentru mine. Eu am numai... Și ce cauți aici? Atunci. Și ce am venit ca să beau, că i-am și scris. Ia să mai dea, dacă... E și ziua ta de mic, am înțeles, nu? Da. La mulți ani, să fii sănătos. Mersi mult. Păi și de ziua ta ai gândit să-ți faci o vizită pe la poliție? Nu, ea a zis. Ea a zis că hai să ne întâlnim, că e ziua ta și azi la 3:30 mi-a zis la mulți ani. Și eu nu ne-am băgat în seama asta. N-ai băgat în seama, de-aia ești aici. Nu, eu astăzi până la 3:30 n-am băgat în seama și mi-a scris ea la mulți ani. Așa e, când ai muncă și astea nu prea poți să scrisi. Păi nu, că am fost liber. A. Și am mai băgat în seama, cu la mulți ani. Nu, mi-a zis la mulți ani. Că hai că dacă e ziua ta, e ca să bem un suc. Hai să mergem. Că e ziua ta și... Trebuie să înțelegeți conceptul de minor. De copil minor. Eu am 35 de ani, eu n-aș ieși în viața mea cu o... Mulți înainte. Mersi frumos. N-aș ieși în viața mea cu o fată. Dar nici nu... Fată minoră. Minoră, dar nici măcar așa. Adică eu mă uit de la 25 în sus, lejer. Că... Da. Și dacă e de 25, mi se pare... Dacă stai și te gândești, scuză-mă că nu știu că e vorba de aici. Nu e vorba de cum arată aici, e vorba de ce are aici. Scuză-mă că nu știu cum te cheamă. Alex mă numesc. Pe mine Marius. Nu e... Am comis ceva? Am... Practic, da? Nu, de ce? Ați încălcat, pentru că ați încălcat articolul 222 din codul penal. Se vine poliția atunci. Asta lucrăm. În clipa în care faceți propuneri sexuale unui minor pe internet, nu contează că e pe internet, că e da, în wireless, că e Bluetooth, ce vreți dumneavoastră. Dar n-am comis nimic. Nu. Asta noi nu eram cretini să vă lăsăm să mă scuzați expresia să copilul și după aia să veniți. Păi atunci acum dacă spui că n-ai făcut nimic, ești aici? Să te vezi cu un copil de 14 ani? Da sau nu? Aici, da, păi nu și atunci e irelevant mai departe. Dacă nu orice... vă plăcea, ce știe ce... Dacă nu vă plăcea, ce știe ce... Dacă nu eram noi și era o copilă de 14 ani care chiar venea... Până să vă plăcea, de ce ați dat-o la braț? Nu. N-aud. Am luat-o... Ce-o să nu zic? Haideți, frate, să vină secția și... Vine imediat. Nu vine secția, o să vină un echipaj, presupun. Asta să fie lecție de mine. Cam și puțină, cu mai și puțină treabă. Vă cred. Nu era mai bine să vă faceți treaba, să rămâneți acasă și să vă faceți treaba liniștit? Deci ca să ieșim la un suc și după aia plecam. Că durea două, nu, dar nu ești la suc cu minore de 14 ani, nu ești la suc cu copii, la vârsta ta. La vârsta ta și ai copil cu 3 ani mai mic decât minora și tu îmi spui mie că ai ieșit la un suc, ce să faci? Să mă vezi de capacitate? Ce face la examen? Rezolvăm problema. Nu, n-am comis nimic. Infracțiune. Asta crezi dumitale, o să vezi imediat ce ai comis. Așa și eu, îi dau un briceag unuia, nu-l omor, nu-l omor, că nu moare, îl salvează salvarea și după aia zic, a, n-am murit, n-am comis nimic, domn. Uite, îl respiră. E un pic... Mă ustrămint. N-are nicio relevanță. Ascultă-vă un pic, ești pe domeniul public, dacă nu vrei să fii filmat, stai în casă. În clipa în care ai ieșit în casă, poți să fii filmat oricum. Te duci într-un magazin, ești filmat, treci pe lângă o cameră pe stradă, ești filmat. Nu-ți convine asta, du-te și dă în judecată statul român să te duci toate camerele. Și după aia nu mai fi filmat nici noi pe stradă. Până nu vine, noi ne facem materialul, trebuie să punem la dispoziție oamenilor să știe ce se întâmplă. Noi ridicăm oarecum un awareness pe internet împotriva prădătorilor în mediul online. Să ne apară poze de alea. Nu o să apară poze, o să apară tot filmulețul, vă dați seama. O să aveți fața blurată, bineînțeles, da. O ce? Blur pe față. Fața. Nu o să se vadă fața dumneavoastră, o să se vadă doar silueta. Mulțumesc frumos. Având în vedere luatul de mână și luatul de după talie, atracția sexuală era acolo. Nici nu mai iau în calcul luatul de mână și de talie, iau în calcul decât pozele cu organul genital, din start, adică, nu știu. Oricât de mult ai vrea să-mi spui tu mie de cafea, că bei doar un suc, că dacă bei doar un suc, îi trimiteai o poză cu un ursuleț de pluș și îi spuneai, îți place ăsta din Kaufland sau din ce o fi, nu îi trimiteai poză cu organ genital. E... Adică, nu pot.
Doriți să veniți la interviu? Nu, că nu mai am ce să vorbesc. Minte de rupere. Nu e un hat, a venit să bea un suc tu. A venit să bea un suc, da, și mai fac de asta. Primi poze cu penisul la minore la magazin și vă așteptăm aici. Ce nu face asta? Înainte de suc? Ba da, 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 toată lumea înainte de suc trimite poze cu penisul la minore. Asta zic, e ceva normal. Nu e nimic ilegal. Da, apropo, dacă încercați să ștergeți ceva, nu are niciun sens, pentru că avem totul salvat. A fost dacă ștergeți pe acolo, nu are niciun sens, se vor identifica toate. Poți să ștergi ce vrei tu, nu așa funcționează internet. Trebuie să faceți ce vreți, asta vă zic. Nu zic ce treabă are telefonul, că mă șterg. Nu, dacă ștergeți de pe telefon, puteți să faceți ce vreți, alea se vor găsi de poliție. Că nu mai am baterie. E ok, îl încarc, e gratuit. Nu zic ce ce. S-a închis. Doar unde aș mi-o țigară. Vedeți, ce-ar faceți infracțiune? Dați țigara la minor. Păi uite, da, uite minora cu țigara în gură. Să mă ajută. E actriță, are peste 18 ani. Nu lăsa un minor să vină să-mi dați cu dumneavoastră. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă simțiți astăzi? Obosit. Ce-au zis așa la secțiune? Că vin acum. Că vin acum. Fără ciordeală, fără ciordeală! E nevoie să vorbim cu ea, să zice ca șordin? Fără ciordeală, fără ciordeală! Băieți, 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 hai să... Hai că ți-a venit tuturor! E frumos, nu? Ce s-a întâmplat? Avem și noi un individ. Da, v-ați spune la fără? Da, eu. Da, pare că am spirit, cred că o să adună. Pune-ți! Bună ziua! Nu aveți de aceea să mă filmați, eu stăm de vorbă, ori facem un videoclip, nu? Așa plec și după răbeam, aveți să fiu în mijlocul atenției să mă filmeze lumea care vrea. Bună, ce s-a întâmplat? La secția 15, brata mă numesc, mă rog, da, sunt supărat că n-am venit să faceți și filmare. Ce s-a întâmplat? Filmați-l pe ăsta. Nu știu, eu nu știu cine sunteți dumneavoastră. Bun, și dumneavoastră sunteți în slujba, yes. Să ne facem un videoclip sau să ne filmăm, în momentul să reclamați o faptă, da? Ce s-a întâmplat? Care-i fapta? Acest individ s-a întâmplat. Domnul cu 7 ani negru? Da, 7 ani negru cu minor de 14 ani. Cred că sunt ești cu minor de 14 ani. Ce-a făcut în relații sexuale? Și nu am chinat ca să lași în asta. Nu să fie bucurie social. Ok, asta facem. Și unde este minora? Există, noi avem un proiect civic, justițialul de Berceni, unde încercăm să demascăm acești indivizi care încearcă să racoleze... Și printre alții l-ați găsit și pe domn. El ne-a găsit. El ne-a găsit pe dumneavoastră. Prezintați și un act de identitate al dumneavoastră. Domnul are un act de identitate? V-ați întâlnit cu acea minoră care spune domnul Constantachi, dumneavoastră? Da, aici pe stradă. Sunt majoră, de fapt. Dumneavoastră, nu? N-am făcut nimic, nu. Și ce vrea să faceți cu domnul Șara? Ce vârstă aveți dumneavoastră? Eu 43. Mulți înainte. Și cum vi se pare cu o fată de 14 ani, ok? Am ieșit pe stradă, că i-am zis ieri că e ziua mea, i-a zis hai să ne să bem un suc, ca să bem un suc. Și am venit, m-am întâlnit la Brâncoveanu, la metrou, și i-am zis să mergem la cafenea acolo. Cine v-a spus însă? Domnul Șara v-a spus? Da. Dar v-a spus că are și 14 ani? Da, mi-a zis. Și dumneavoastră nu v-a fost rușine? Păi nu, doar... Domnul Infantrii, nu v-a fost rușine de lucrul ăsta? Ba da, da, doar un sluș, după aia plecam, că eu stau la Gorjului. Și întrebați-l cu poze cu organul genital atunci, cum e treaba. Dacă nu vă deranjează, asta e cine a trimis. Cine v-a trimis, domnul? Domnule, dumneavoastră sunteți pe treaba noastră, adică ceea ce spuneți e normal, ce spuneți? Nu este normal. Aveți probleme? Psihice, vă întreb, nu știu. Nu, păi n-am corp niciodată, cu niciun minor. Nu, 43 de ani putea fi tatăl fetiței, nu? Sau poate mai mult. Are fetiță 11 ani. Cum vă simțiți dumneavoastră? Mersi. Am ieșit la un suc și... Dom'le, ieși la un suc cu o persoană de seama cu dumneavoastră, de 14 ani. Eu i-am zis minor. Înainte. I-am zis că nu face nimic, că e de seama, e seama cu mine. Dar nu e vorba e... să-i spuneți însă ei. Dumneavoastră n-ați conștientizat? Da, sunteți major, e un minor. Și ne-am întâlnit acum la... Ne-am luat pe domnul? S-a fumat băutură la Crăciun? O bere atâta. A unde? S-a vezi tu pe om, înțeles, s-a vezi putere. S-a vezi putere. Nu, nu. Noi o să mergem la sediul secției 15 poliției. Sunteți implementat în... sau amprentat de frunț criminalist? Nu. Da, o să mergem să vă luăm în evidență. Ca să fiți și în bazele noastre da, de poliție da, române, da? Problemă, da, da, păi chiar dacă ar fi o problemă, o să trebuie să o rezolvăm. Da, știu. Rezolvați pe dumneavoastră. Date pe amprente, pe filmări, nu? Da, da. Imagini. Mai vreți să spuneți ceva cu privire la acest zonă, că noi o să mergem cu dânsul? Nu, putem să venim și noi să vă lăsăm materialul, dacă doriți. Toată conversația. Poți să-i trimit sau... Sau trimitem pe mail, cum doriți dumneavoastră. Da. Trimiteți pe mail-ul secției 15 poliție. Ok.
și colegul meu de la cameră care a vorbit dumneavoastră cu dânsul, o să le printeze și o să le pună mâine la dispoziția comandantului, da? Perfect. Noi pe domnul o să luăm împreună, o să-l amprintem, o să facem un proces verbal de luare la cunoștință către dumneavoastră. Perfect. Cam aveți nevoie de numărul de telefon sau l-aveți deja? Le-a dat colegul. Perfect. Ok. Mulțumim foarte mult. Bună, mulțumim. La fel și dumneavoastră. La dumneavoastră obiecte interzise cu țip și cafe. Da? Sănătos. Vă rog să facem un control. Vă rog ce. Scoateți tot. Vă rog să vă puneți telefonul să nu ia vântul, da? Vă rog. Tot scoate. Să faceți tot mai mult. Vă puneți tot. Cu ceva aparțin dumneavoastră, mă să puneți. Da, da, îl ador. Foarte vă dorim la fel. Sănătate mulțumim multă. Foarte mult. Dacă nu sunteți mulțumit, suntem foarte mulțumiți. Foarte mulțumiți, numai bine. Numai bine. Da, e super sweet. Da. Vine poliția. A venit domnul polițist destul de tare, dar da, uite că și-a făcut treaba destul de bine. Da, da, da. Cam asta a fost cu Marius, cadou nostru de ziua lui. La secție cu el, dosar penal, am printat tot ce trebuie. Vă mulțumim și până data viitoare, stați departe de pedofil.